where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? De ouă, micuțe! Ei, micuț! O depus ouă, bravo, Rei, și aveam un peștișor micuț. Primul lucru care îl facem după ce ne-am întors din vacanță, refacem acvariul, deoarece au murit 6 peștișori, din păcate. Au murit? Da, mămică, din păcate, și încercăm pe ăștia să-i salvăm cât de repede. Nici nu ne-am tras sufletul de dimineață, de la prima oră, ne ocupăm de peștișori. Acolo am spălat acvariul, schimbăm apa să o filtrăm. Și uite așa ne începem ziua, după care vă mai iau alături de noi astăzi cu ceea ce o să mai facem. Fericirea lui Rei speechless, cum s-ar zice în engleză. Mi-ai zis pește. Că avem un peștișor micuț, uite! Pește! Aici am pregătit pentru micul dejun. Avem majun de la doamna Ileana. Ne-am bucurat foarte mult că ne-a dat un borcanel. Vroiam oricum să cumpărăm, că foarte mult i-a plăcut lui Rei în această vacanță. Și acolo avem pâinic de la doamna care ne-am cazat. Și am pregătit un mic dejun, așa cu de toate, unt, majun. Ne punem să mâncăm, după aceea mă apuc să fac niște gogoși. Aici am luat eu așa din Maramureș 2 ATV-uri, le-am scos acum pentru Rei să-și mai ocupe timpul. Încă am pește aici, n-am reușit să fac acvariu. Aici am scos cruciulițele, noi încă despachetăm bagajele. Vreau să arăt că de la Mănăstirea Brâsana am cumpărat binecuvântarea casei și a familiei. Mă gândesc eu că iconița aceasta o voi pune sus aici la grindă, numai bine la bucătărie. Am mai cumpărat din Maramureș cartea asta de colorat pentru Ștefi, enciclopedia cu animalele din toată lumea pentru Rei. Am găsit o enciclopedie în camera unde am fost cazat și i-a plăcut foarte mult, de aia am trecut pe la librărie, am luat-o asta din Baia Mare. Iar apoi am mai cumpărat 2 borcane de miere așa polifloră cu pălincă, bineînțeles, specifică zonei. Ăsta e majun. Cât doarme acum Ștefănuț, eu am pregătit aici, acum am zis că vreau să fac gogoș, uite că numai bine crește, Ștefi el doarme, eu am aspirat pe jos toate covoarele de asta, acum Andrei a plecat la spălătorie, toate covoarele din casă le-am dat la spălat să le avem pregătite pentru perioada de Crăciun, bineînțeles, iar eu acum vreau să spăl pe jos. Și uite ce mai am și aici, un morman de haine care trebuie să-l sortez și să încep să pun la spălat. Îs cu treabă de dimineață, efectiv, în continuu. Prima dată acum, mă repet încă o dată, cât doarme Ștefi, vreau să spăl pe jos. Iar apoi să termin mâncarea, am pus la bites de o friptură, am tăiat cartofii pentru pireu să avem la amiază. După ce vine Andrei, numai bine cu... cum l-am trimis, cu covarele la spălătorie și să avem numai bine mâncare. When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. She's gonna miss her so I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Your heart is beating fast and you're sweating. You can't stop looking at her smile.
you've been in love. That's how you know you've been in love. Bravo! Uite că am refăcut acvariu, am pus soluțiile, l-a fertilizat, am spălat pompa asta de fertilizat apa, iar acum Rei din castron pune câte un peștișor. Practic, n-am, doresc foarte mult să-i salvez, 7 au murit, am mai rămas acum cu 7, dar avem și pe ăla micuț, bebe, care a făcut ouă, deci practic avem 8. Să sperăm că va fi bine. Mă gândeam că vom mai lua o femelă și un mascul, tot așa să facă ouă. Vedem, vedem. Momentan asta s-a întâmplat cu acvariul nostru. Important e că l-am refăcut. I-am pus acum decorațiile și să vedem ce se va mai întâmpla cu peștișorii ăștia frumoși. Îi prea iubește Rei și chiar mi-ar fi părut rău să fi murit toți. Fiveți? Nu știu ce-o pățit. Nu știu ce-o pățit. Nu știu ce-o pățit. Cred că mai rămânem fără un peștișor. Fără mai peștișor. Ăsta de aici. Ăsta de aici. Văd că nu mai poate ceva. Cred că nu te poate. Ăștia la alții sunt veseli. Te poate aici. Ăsta de aici nu știu ce-o pățit. Ăsta nu știu ce-o pățit. Of, 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 of. 2, 4, 6, da, 6. 6, 6. 6. Îi avem aici, veseli. 7 aici, șapte, nu știu ce-o pățit. Nu știu ce-o pățit. Cred că rămânem și fără el. Nu știu ce-o pățit. Și pe ăla micuț bebe nu-l văd. Rei a zis să-i scot peștișorul scoate ăla care nu mai să-i nu... facă dragă, dragă. Să-i da, dragă. Făi, dragă, făi, dragă. Da, dragă. Uite, lasă-l în apă, că uite, nu mă poate. N-a te poate. Nu fi supărat, lasă că mai luăm mami doi peștișori. Doi promit. Peștișori. Nu fi supărat. Hai că mai poate. Lasă-l în apă. Sau pune-l sus la căsuță. Pune-l sus în căsuță. Văd că mai poate. Eu știu ce... Nu poate. Nu știu ce pățit. Hai să-l punem la căsuță sus. Poate dă, domnul, și trăiește. Hai să-l punem sus. Pune-l tu aici. Bravo. Așa are. Da, e bine, e bine. E făcut dragă, dragă și acum e bine. Uite-l, mami, ăsta îi. Ăsta e. Da, acum e bine. E supăiatul de căbui, supăiat. E făcut tot dragă, dragă și acum e bine. Nu mai e supărat. De noroc. Noroc. De noroc. Grand papa, bună ziua. Unde? Lasă că m-am luat acolo niște jucării pe sus scaunul. Ia, tăi pe jucării. Vezi că e și bătai. Au gogoșile singur? Cred, doar. Nu le-ai pus tu. Ștefănuț. Ce eu fost doar de tine. Dacă m-a făcut de papa, de tot ce aia. O iubești din numa. Și mama să joacă cățelul cu tine. Uite că surcă pe masă amândoi. Măi, cocoțaților. Chepi, chepi. Pisica? I can see you far and wide across the ocean
above the clouds in your presence. I am free. I hear your whisper through the wind. There's no place that I would rather be. Hai să-i dăm papa la pisicuța asta. Ce-o plimbă, Ștefi. Papa. Uite cum vin văcuțele la noi. Bună ziua. Văcuțele lui Gran Papa. Capra? Văcuțea. Sunt frumoase de numă. Frumoase văcuțele, să uite vițelușii acolo. Căluțul. Bună ziua! Bună ziua! Hai du-i du! Hello, cum? Hello, hello! Haide! O veni nenea cu căluțul. Sunt aici la noi, căluț. Hello! Spune tata. Salut, căluț! Bună ziua! Salut, măi căluț, ce mai faci? Nu, tati? O zis tati tu hello la cap. Here, right now, there's no place that I would rather be. So let this moment I've searched myself, I've tried to figure out. O zis ăsta, micu. Văcuța! Ziceam cu Andrei mai devreme, ce excursie cu vaporașul, ce excursie cu mocănița, asta e excursie frumoasă. Cu căruța și cu calul la munte. Exact. Uite ce priveliște, uite cât e de frumos. Da, acum, așa ai? Până aici, gata? Acum, go! Andrei acum încarcă cepurile astea, lemnele. Am ajuns lângă pădure. Și apoi mergem acasă înapoi cu căruța plină. Lemne pentru foc. Da, cu-i prohodul? Lu, fratele lui Vicele, nu? Da. Și pe noi ne-au chemat. Da. O să zic că să merg cu copiii dacă mâine prohodește. Da, vă trebuie la cărare. Da, ne-au chemat, da, cu copiii. Nu am la mormântare. Uite ce activitate frumoasă facem noi astăzi. Păi, nu? Chiar frumos. Hai, e curat, da. Aici, da, liniște. Chiar frumos tare. Ne place. Cum e, Ștefi? Ciur! Gă-gă! Ștefi se simte cel mai bine. Ștefi se simte cel mai bine, da. Bye. Am luat cepurile și mergem înapoi acasă. Go! Spune-te, go! Colulu. Prr. Colulu. Prr. Fa. Tata. Bye bye, Gran Papa, tot cânta Ștefi. Bye bye, ham ham. Miau miau. La căluț. Văcuța. Și rabbit. Toate animale. Rabbit. Toate animaluțele.
În a doua zi de dimineață, când filmez în acest episod, noi am fost în garaj și încercăm să sortăm toate lucrușoarele, printre care și jucăriile copiilor, să mai dăruim din ele. Uite cum ar fi cutia aceasta, o găsi jucării noi pentru ei și o adus-o în casă să joacă, pentru că eu în timpul acesta am pregătit să fac șnițele din piept de pui, să fac aici o supă, un pilaf de orez, iar ei să joacă, timp în care Andrei s-a dus cu prima tură de aruncat la gunoi. Și avem o veselie din numai cu aceste jucării de la prima oră. Facem curat toată ziua astăzi în garaj. Ne ocupăm de asta pentru că s-au adunat acolo, doamne, nici măcar nu mai puteam să mai intrăm. Am strâns acolo toate sticlele, cartoanele, jucării de la copii, haine. De aia avem destul de multă treabă astăzi. Așa se prezintă puțin situația, cum am și zis, cutii, tot felul de găleți, astea, sticle, cum am adunat, scaunele alea, o să le dăm lui tata, mai avem acolo bicicleta, plus înăuntru, plus că a plecat Andrei cu un portbagaj plin. Îmi pare rău că nu mi-am dat seama să fie filmat înainte, dar nu se putea intra aici, deci la modul ăla am adunat. Și mie, cum îmi place să fiu foarte originală, cam asta e situația. Păi am adunat și de la materiale de construcție, de la resturi de gresie. Aici, cum am făcut casa anul trecut, n-am mai aruncat tot felul. Cutiile astea sunt aduse din noi din Anglia, încă nu am reușit să le desfacem. Ba din contră, am mai pus și aici nu se mai putea intra. Deci era așa plin. De aia zic că o tură a plecat Andrei, dar uite câte sunt afară. De aia, aici noi am adunat ca la nebuni, efectiv ca la nebuni. Și acum totul trebuie să aruncăm. Eu acum am pus murături și ne-am așezat la masă. Șnițele de pui și papă copiii Filofior. Cheers, Rei! Cheers! Ștepică! Și Ștepică! Și Ștepică! Cheers, Chefi! Chefi! Eu, papă! Astăzi avem cei mai fericiți copii. Jucării, mingi. Uite, fluier. Fluier. Toate jucăriile posibile le-au găsit în garaj. Uite, aici e mingea, Ștef. Să bag în cutie? Totul e interesant. Totul e nou. Dinozaurul. Încărcăm plăcile de gresie ce-au rămas. Și tu, fluieri. Astea două cutii au mai rămas de aruncat la gunoi și astea trei scaune lui tata cu lețurile Andrei, acolo niște lemne și patru genți pentru copilași. Șase copilași, tot acolo vecini cu tata să le dai. Uite, sunt lucrușoare destul de bune, am pus și o păturică, am avut, uite, ghetuțele bune, astea la fel sunt de la Zara, astea de la H&M, îs papuci buni și bineînțeles și hăinuțele, uite cum sunt și astea, tot la fel de la Zara. Sper să le fie de folos, pe mai multe vârste sunt acolo și ceva papuci de-ai mei, am pus în geanta aceea de Rafi. Cam asta ar fi tot ce am reușit noi astăzi să eliberăm. Sunt extrem de mulțumită cum am făcut o curățenie, stas, super bine. Iar aici sunt sticlele. Ia uite câte am adunat. Două cutii pline și trei genți. Tot așa de seară, când e puțin mai liber, să mergem cu ele la oraș să le reciclăm. Ultimul lucru care îl mai fac pentru ziua de astăzi, voi sorta aceste jucării, sunt aduse din mansardă, în sacul acela. Ce nu s-o mai stricat așa să le aruncăm, numai bine cum am aranjat în garaj toate jucăriile, hăinuțele, lucrușoarele, m-am ocupat puțin și de mansardă, iar acolo aveam hăinuțele care le-am sortat tot asemenea toamna aceasta când am făcut eu o curățenie de asta generală, pentru că vreau astea să le dăruiesc pentru alți copilași, o altă familie, tot de aici din comună, dar vreau să le pun și câteva jucării, iar apoi plecăm de acasă să le dăruim cu mult drag.
Suntem încărcați până acolo, uite, pe geam, din numa. De aia. Nu, asta-i dăm la grandpapa. De-aia. Nu, asta-i dai la grandpapa, vrea să-i dai gogoș la Bela. Asta-i le dăm la grandpapa, puiul. Ce-i grandpapa? Lui Bela-i dăm oasele. Și pâinică. Cel mai alintat copiluț, frumosule. Uite cum și-a luat el o clătită și papa acolo. Acum, după ce ne-am întors de la tata, eu m-am pus să fac niște clătite. Un pireu de cartofi ca să mâncăm cu salată și cu șnițele din piept de pui, cum am făcut azi dimineață voi, la Ștefi cât e de dulce. Mă gândesc eu că în modul acesta voi închide acest episod, 2 zile alături de noi, ieri, astăzi, sâmbătă seară, cu foarte multă treabă, organizare. Am fost la ambele familii, am dăruit cu drag toate lucrușoarele. În modul acesta voi închide acest episod. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată. Vă dorim multă sănătate și numai bine. Pe curând! Pa, pa!